Grea întrebarea asta. Pe care ați alege mai devreme? Ia spune tu. Amândoi. Amândoi. Felicitări. Ia spune tu. Spune tu. Mama și tata se iubim. Bravo, bravo, felicitări. Amândoi. 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 Bravo, felicitări copii. Aveți copii deosebiți care nu fac diferența între unul și celălalt. A mai ridicat cineva mâna aici? Scuză-mă, scuză-mă. Tot amândoi. Bravo, bravo. Vrea să mai spună cineva ceva? Vrei să spui tu? Am să vă spun o povestire. O povestire despre o mamă și fiul ei. O povestire care se întâmpla cândva în Orientul Îndepărtat. Într-o anumită cultură din Asia, era o practică ca bătrânii care nu mai puteau și deveneau, chipurile în paranteze, o povară pentru comunitate, erau luați și duși undeva departe, abandonați acolo și lăsați să-și încheie existența singuri în vârful muntelui. Era practica obișnuită. Așa se făcea. O mamă care și-a crescut copilul așa cum ați crescut și voi și creșteți și voi, a ajuns într-una din zile neputincioasă. A ajuns să fie dependentă de ajutorul celorlalți. Și așa că cei din comunitate au decis, trebuie să o ducem potrivit tradiției noastre, să o ducem să-și încheie existența, să o ducem în munți, departe. Așa că băiatul, care a fost crescut de acea mamă, trebuie să facă un lucru cumplit. Să respecte tradiția comunității lor. În același timp, era o rupere de inimă. Mama care l-a crescut să fie dusă și el să o ducă acolo, departe, în munți, și să o abandoneze, era un lucru cumplit, cu care nu se putea împăca. Dar forțat de comunitate, de tradiția locală, a trebuit să-și ia mama în spate și să o ducă pe munte. Și a mers o oră cu ea în spate. Nu mai putea, era neputincioasă, trebuia să fie deplasată doar în felul acesta. Nu se putea urca cu altceva decât pe jos. Așa că a început urcușul. A mers o oră, a mers două, a mers mai multe ore. Obosea, se mai odihnea. În timp ce mergea, a fost un lucru tare interesant. Așa neputincioasă cum era mama, făcea un gest interesant. Prindea crengile de pe drum și le rupea. Și a văzut lucrul ăsta că se întâmplă de ceva timp. La un moment dat se oprește și o întreabă: auzi, dar de ce faci tu lucrul ăsta, mamă? La care mama spune: fac lucrul ăsta pentru ca atunci când te vei întoarce să nu te rătăcești, să cunoști cărarea pe care ai venit. Mulți care și-au adus părinții aici s-au rătăcit, s-au pierdut, au dat peste ei fiarele sălbatice și aș vrea ca tu să te întorci cu bine în comunitatea ta, comunitatea din care a făcut parte și ea. Văzând gestul mamei, amintindu-și de sacrificiile ei de până atunci, a zis: nu se poate. Nu se poate așa ceva. Și a luat mama din nou în spate și s-a întors către comunitate, spunând în mintea lui, indiferent care e tradiția tribului nostru, a comunității noastre, indiferent ce vor zice unii și alții, eu nu o să-mi duc să-mi abandonez mama în munți. Era gestul lui, pe de-o parte, modul în care a biruit această luptă între sentimentul personal și tradiția locală, și a fost modul în care el a schimbat oarecum tradițiile comunității locale. Atestarea istorică spune că în Orientul Îndepărtat, în acel ținut, acea zi a marcat ziua în care
oamenii și-aduc aminte de jertfa și de sacrificiul mamei. Așa că astăzi, ce vreau să vă rog eu pe voi, dacă îi prețuiți pe părinții voștri, așa cum ați spus la început, astăzi, să le spuneți un cuvânt frumos părinților voștri, un cuvânt de prețuire, un cuvânt de apreciere și mulțumesc. Credeți că e greu, copii? Nu. Câți dintre voi vreți să faceți lucrul ăsta, să-i mulțumiți mamei și tatălui pentru sacrificiul lor? Bravo, copii! Așa să faceți! Vă spun succes și un sabat bun! Mergem acum și facem ce am promis, da? Un sabat bun! În continuare vom da ascultare textului pentru daruri, care se găsește în Exodul 15 cu 20. Maria prorocița, sora lui Aron, a luat în mână un timpan și toate femeile au venit după ea cu timpane și jucând. Pentru izraeliți nu a fost ușor să plece dintr-un loc cunoscut cu care se obișnuiseră, chiar dacă era vorba despre țara în care fuseseră sclavi. Acum trebuiau să se încreadă în Moise, să creadă ce li se povestea despre înaintașii lor, să creadă făgăduințele care le fuseseră făcute stăpânilor lor. Dumnezeu le arătase prin plăgile aduse asupra Egiptului că el era mai puternic decât toți zeii egipteni. Totuși, văzând marea în fața lor și armata egipteană în urma lor, izraeliților le-a fost frică. Dar Domnul a intervenit din nou. Au mers prin mare ca pe uscat, văzând la dreapta și la stânga pereți de apă și pășit înainte pur și simplu prin minune. În vremea aceasta însă, armata egipteană era în spatele lor urmărindu-i. Apoi, după ce ultimul izraelit a ajuns pe țăr, zidurile de apă s-au prăbușit, iar vrăjmașul a fost înfrânt. Un cântec spontan a izbucnit din tabăra izraeliților, condusă de Moise și Maria. Un cântec de laudă, un cântec de bucurie. Apel. Fie ca noi, la fel ca Maria, să exprimăm bucuria pentru mântuirea oferită de Dumnezeu. De asemenea, să ne alăturăm celor care își exprimă bucuria și recunoștința prin cântec. Fie ca dăruirea noastră de astăzi să vină dintr-o inimă plină de bucurie și mulțumire. Rugăciunea noastră pentru astăzi să fie deschidere ochii, Doamne, pentru a vedea minunile tale în viețile noastre. Colecta din sabătul acesta este destinată bugetului comunității locale. În timp ce frații diaconi vor face strângerea colectei, vom intona împreună imnul 534. Ești tu creștin adevărat. Thank you.
Bunule Părinte, venim din nou la picioarele Tale în aceste momente să-Ți mulțumim încă o dată pentru că ai fost cu noi în săptămâna care a trecut. Amin. Îți mulțumim, Părinte Bun, pentru binecuvântările pe care Tu le-ai revărsat asupra copiilor Tăi. Amin. Îți mulțumim, Tată Bun, pentru că ne-ai îndemnat să aducem la picioarele Tale darul care Ți se cuvine. Te rugăm, Părinte Bun, să binecuvintezi Tu, să-L ajuți Tu ca să-și atingă scopul dorit de Tine. Te rugăm să binecuvintezi și părțile care au rămas acasă și ajută-ne, Părinte Bun, ca să le putem folosi în temere și ascultare de Tine. Amin. În aceste momente, Părinte Bun, știm că mulți frați și surori sunt pe patul de suferință. Te rugăm să intervin Tu acolo unde este nevoie. În mod deosebit te rugăm pentru sora noastră, Gina, are o boală cumplită. Tu știi ce se va întâmpla cu ea. Voia noastră este să se facă bine, dar te rugăm, Părinte Bun, să răspunzi Tu după Sfântă voia Ta. Lăsăm totul la picioarele Tale și credem că Tu vei răspunde așa cum Tu vei dori, prin Domnul Iisus. Amin.
Exploratorii sunt invitați să vină în față.
din tot ce avem pe acest pământ. O mamă-i darul cel mai sfânt. Thank you.
văzut-a în chipul blând și iubitor, simțit amadierea ta ușoară, eram în brațul tău ocrotitor, priveam spre tine pentru prima oară și nu puteam rosti niciun cuvânt, doar te simțeam că tu ești a mea mamă. M-ai legănat din noapte până în noapte și mi-ai cântat din zori până în apus, m-ai alintat mereu în cald de șoapte și mi-ai vorbit cu drag despre Iisus. Mi-a inspirat a Domnului credință și în taină pașii mi îndreptai spre cer. Îți mulțumesc, o mamă, pentru toate și le rog pe Domnul viață să-ți dea putere, zel și sănătate, să te mai am aici, mămica mea. Ca să mă crești, ți-ai dat întreaga vlagă, cu zâmbetul tău cald m-ai îndrăgit. O, cum să nu te ador, mămico dragă, când știu cu ce iubire m-ai iubit. Thank you.
femeiesc, Adrian Băunescu. Așa e mama și a fost bunica, așa suntem, femei lângă femei, fără nimic și nu însemnăm nimic, doar niște ele ce îngrijesc de ei. Ei neglijenți, iar ele foarte calme, ei încurcând ce ele limpezesc, ei numai tălpi și ele numai palme, acesta-i destinul femeiesc. Și în fond, ce fac femeile pe lume? Nimic măreț, nimic împunător. Schimbându-și după ei și drum și nume, pun lucrurile iar la locul lor. Cu atâția pași ți-au făcut prin casă și pentru care plată nici nu cer, de-ar fi pornit pe o cale glorioasă, ar fi ajuns și dincolo de cer. Ei fac ce fac și tot ce fac se vede. Ba strică mult și ele îndreaptă tot. Și de aceea nimeni nu le crede când cad, îmbătrânesc și nu mai pot. Așa e mama și a fost bunica. Și ca ele mâine, eu voi fi. Ce facem noi, femeile? Nimic. Decât curat și uneori copii. Suntem veriga firului de ață în fiecare lanț făcut din doi. Ce greu cu noi, femeile, viață. Dar e și imposibil fără noi. Gânduri despre mama. Dumnezeu nu a putut fi pretutindeni, așa că a creat mamele. Mama este începutul tuturor începuturilor. Mama este numele lui Dumnezeu pe buzele și inimile copiilor. Fără mamă nu se poate iubi. Fără mamă nu se poate muri. O mamă bună prețuiește cât 100 de profesori. Nu cărțile cresc oameni, ci mamele. Când ești mamă, nu ești niciodată cu adevărat singură în gândurile tale, pentru că o mamă trebuie întotdeauna să se gândească de două ori, odată pentru ea și odată pentru copilul ei. Inima mamei este sala de clasă a copilului. Tot ce sunt sau ce sper să devin, îi datorez îngerului care a fost mama mea. Mama a fost prima mea întâlnire cu un înger. Există o ființă minunată față de care vom rămâne întotdeauna datori. Mama. Mamele au o vârstă unică. Nu există mame tinere, mame bătrâne, mame frumoase sau urâte. Există doar mame. Viitorul unui copil este întotdeauna opera mamei sale. O mamă este acea persoană care poate lua locul oricui, dar nu poate fi înlocuită niciodată. Mâna care mișcă leagănul este mâna care conduce lumea. Munca oamenilor se măsoară cu ziua, dar munca unei mame nu se sfârșește niciodată. Nimic nu se compară cu îmbrățișarea unei mame. O mamă își poate ține doar o vreme copilul de mână, dar de inimă nu-i dă drumul până la sfârșitul vieții. Să ne ajute Dumnezeu să putem prețui acest dar minunat care este mama. Amin. Înainte de a-i ruga pe frații prezbiteri, frații diaconi să își spună cuvântul, aș vrea să spun ceva.
ție, care ești mamă. Scriptura spune că un înger s-a apropiat de o viitoare mamă și i-a spus, ți s-a făcut mare har. Am auzit de mult, nu de mult, mărturia unei mame. A fost întrebată, care a fost cea mai frumoasă experiență a vieții tale? Ai putea să spui în câteva cuvinte? La care i-a spus, mi s-a făcut harul, mi s-a dat harul să pot ține în brațele mele propriul meu copil. A fost cea mai înălțătoare experiență. Noi, ceilalți, nu știm ce simte o mamă. Nu înțelegem jertfa unei mame. Dar prin tine, stimată soră, mamă, Dumnezeu și-a delegat o parte din autoritatea sa. Citea puțin mai devreme un citat celebru, faptul că mama este primul înger pe care l-am cunoscut. Îl cunoaștem pe Dumnezeu prin intermediul mamei. Vreau să știi că noi, Scriptura și Dumnezeu te prețuiește, te respectă și chiar dacă uneori uităm să fim recunoscători față de jertfa ta, rememorăm astăzi cuvintele Scripturii. Tu meriți să fii cinstită. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Și interesant, legat de acest lucru, leagă o binecuvântare ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul. Am vrea să știi, mamă, soră, fiică, că te prețuim și ca gest al prețuirii noastre am pregătit ceva. Invit pe tineri, pe tineri diaconi, să-și exprime gestul față de tine și vreau să știi încă un lucru. Un astfel de gest nu trebuie dat o dată pe an, ci în fiecare zi meriți un astfel de cadou. E gestul prețuirii față de tine. În timp ce tinerii împart darurile pentru mame, pentru surori, pentru fiice, aș vrea să continui gândul Scripturii legat de cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Să vorbești astăzi despre respect față de părinți, față de prețuire, este un pic anacronic. De ce? Societatea noastră este concentrată pe altceva. Ce are în atenție? Ce acordă sau către cine se îndreaptă societatea de astăzi? Cum? Către copii? Spuneam într-o ocazie anterioară, pentru ei se creează un cadru, se creează instituții speciale, se fac legi pentru ei și interesant. Și industria economică exploatează acest lucru. Știu că părinții sunt dispuși să plătească orice pentru copiilor, de aceea oferă produse speciale pentru ei și la un preț special pentru ei. Astfel, dar societatea noastră a mutat accentul de la părinți către copii. Nu știm unde va merge în felul ăsta, dar știm un lucru. Scriptura ne-a învățat să dăm respect, să cinstim pe părinții noștri. 2. Ellen White spune în felul următor, o mamă care își crește copiii pentru împărăția lui Dumnezeu face o lucrare similară cu acelor care merg să predice negrilor Evanghelia. Așadar, mamă, acolo unde ești, chiar dacă poate nimeni nu vede investiția ta, munca ta, ea se va vedea în an. Este marea mângâiere a unei mame atunci când
investiția ei, copilul, fiul, fiica se întoarce peste ani și spune: îți mulțumesc pentru că m-ai crescut. Sunt mândru sau sunt mândră că ești mama mea? Este marea mângâiere a mamei. De aceea, cei care sunteți aici, nu știu unde aveți mamele, poate că unii le aveți, poate că alții nu le aveți, nu mai le aveți. Ia-ți un timp astăzi și spune prețuirea ta față de mama ta. Dacă ea trăiește, ești un om binecuvântat. Poate e în țară, pune mâna pe telefon și spune-i prețuirea ta față de ea. Dacă este aici, fă lucrul acesta. Este un dar pe care l-ai acum. Să știi că nu toți mai au posibilitatea asta. Nu toți mai au un astfel de dar. Este ocazia în care să-i spui cât de mult prețuiești jertfa ei tăcută de ani de zile pentru investirea în tine. Spunea, cita puțin mai devreme, în acele citate celebre: pentru ceea ce sunt și ce aș putea deveni, aș dori să-i mulțumesc îngerului care se numește mamă. Fă lucrul acesta. Și binecuvântarea lui Dumnezeu să se întoarcă către tine și către ea. Vă doresc tuturor un sabat binecuvântat în continuare. Amin. În numele Domnului Iisus Hristos, am venit să închidem sfârșitul divin din ora aceasta, cât cu imnul îți predau întreaga viață. 335. Thank you.
Hristos, venim să-ți mulțumim pentru darurile pe care ni le-ai oferit. Îți mulțumim pentru darul care se numește mamă. Îți mulțumim pentru investiția de suflet. Îți mulțumim pentru jertfa pe care a adus-o pentru noi, pentru biserica noastră. Te rugăm în această ocazie să binecuvânți tu toate surorile din comunitate. Fiecare fiică, fiecare soră, fiecare mamă. Dorim să aduci tu balsamul mângâierii tale și să ne ajuți să apreciem jertfa lor. Ajută-ne să prețuim, să susținem aceste daruri pe care tu ni le-ai dat. Binecuvântă întreaga comunitate, binecuvântă părinții și binecuvântă copiii. Și vrem, Doamne, ca să mergem cu toții în împărăția ta. Însoțește-ne în acest sabat pe mai departe cu prezența ta și cu Duhul tău cel Sfânt. În meritele Domnului Hristos te-am rugat. Amin. Amin.